plus că comasări mai pot fi, dar este Planul Național de Paturi, care continuăm. Deci anual, ca să ajungem 120, la 123.000 de paturi, de la, nu știu, de la 140 și ceva de mii, ca să ajungem la 5,2% la 1.000 de locuitori, asta e la sfârșitul anului 2003, pentru asta trebuie să reducem câte 2-3.000 de paturi, nu în sens fizic, deci nu reducere de paturi fizice, ci paturi care pot fi contractate cu Casa de Asigurări. Asta înseamnă Planul Național de Paturi. E o problemă. Bănuiesc că se vizează cumva media europeană a numărului de paturi, exact. Dar în Europa sunt țări, eu știu, ca Italia, în care media numărului de paturi nu include paturile din psihiatrie, pentru că nu mai există. Exact, cronicii nu exact. Cuprinde. Da, și la noi mai e o altă problemă. Sunt lipsind dispensarele locale în care se poate face dispensarizarea bolilor, foarte multe din dispensarizări, și asta bănuiesc că ar explica și un număr mare de internări, se fac prin spitale. Mă gândesc inclusiv la recuperare medicală, probabil că s-a mers așa de prudent cu reducerea numărului de paturi. Și asta, nu sunt paturi fizice, paturi respectiv rând și pot fi... Da. Pentru că astăzi spitalele ne rând mai îndeplinesc și un rol social. Mai...